Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem ce gândește cealaltă persoană și nu are curaj să vă spună, sau ce secrete vi se ascund în general în jurul dumneavoastră. Hai să vedem. A început citirea. Văd o persoană foarte prezentă în viața voastră. Este cineva care nu vrea să se mute din loc. O persoană care atunci când vine, rămâne. Este o persoană serioasă. În alte cazuri văd că sunteți o persoană care aveți foarte mare încredere în propria persoană. Poate ocupați o poziție înaltă. Alții poate stați undeva într-o zonă montană sau vreți să mergeți acolo. Dacă e vorba de o relație nouă, atunci discutăm aici despre faptul că aceasta este foarte stabilă sau este de mult timp. Este o relație care încă probabil în unele cazuri nu s-a finalizat, da? Sau mai bine spus, nu s-a consumat, adică încă sunteți la stadiu de îndrăgostiți. Dacă ați întrebat de o persoană anume, cineva care nu vrea să plece din viața voastră, care o să stea mult și bine sau care stă de mult timp, care vă privește ca pe o persoană la care se ajunge greu, vă privește ca pe o persoană strălucitoare, are o dorință față de voi, parcă dorește să se alinieze standardelor dumneavoastră. De asemenea, văd că cineva se află la o răscruce de drumuri, deci cineva trebuie să ia o decizie aici, într-o situație. Parcă are de cules niște roade, are de împărțit niște lucruri și nu știe ce să facă. Cineva care se află blocat într-o situație. Cineva care vă ascunde niște lucruri. Văd pe cineva care este la distanță de voi, din punct de vedere fizic sau energetic, dar și o veste pe care o puteți primi. Să vedem mai departe. Deci, sunt anumite lucruri care vă sunt ascunse aici. Vreau să văd ce anume. Nu știu, mama vă ascunde ceva sau... E ca și cum cineva se pregătește să-și ia zborul, cineva se pregătește să se mute, să plece, iar voi încă nu știți acest aspect. Cineva vrea să vă spună să plecați, să vă mutați de undeva, dar momentan lucrurile sunt ascunse. Văd un succes pe care îl are o persoană din jurul vostru și de care încă nu vă spune sau de care încă nu vrea să vorbească. Dar e foarte intens acest mesaj, și anume că cineva se simte așa distanțat de voi, se simte că îi luați strălucirea, îl eclipsați, se simte inferior. Hai să vedem. Parcă cineva se pregătește să facă o călătorie, să facă un drum lung. Văd o persoană care a rezolvat o problemă, dar care momentan nu vă spune. Cineva care în sfârșit rupe ceva, culege niște roade. Atenție la o femeie. La o femeie ascunsă.
Ai văzut pe cineva care vă este fidel, care stă aici lângă voi. Poate fi un prieten, persoană iubită, e o persoană credincioasă, sinceră, care în schimb are un blocaj, care se simte blocat, blocată într-o situație anume. Nu poate să vă scrie sau... Este cineva care își dorește ceva stabil cu voi. În schimb, ia uitați, blocajul poate ține și de o casă, de niște acte, de familia sa. De niște probleme pe care le are la muncă sau depinde de fiecare. Această relație dintre voi și această persoană, sau mai bine spus, persoanele din jurul vostru, să știți că nu vă apreciază la adevărata valoare. Cel puțin nu văd să vină cineva către voi să vă spună cât de minunați sunteți, cât de fantastici. Probabil sunt persoane ușor frustrate în unele cazuri, posibil și acest aspect. O călătorie pe care cineva o face către voi la o vreme de seară. Cineva care face tot felul de drumuri ascunse, văd aici. O persoană care are totul programat, care vă urmărește drumurile, iarăși. Parcă e cineva care vă ține încurcat sau încurcat aici. Așteptați o veste de la muncă, de pe dragoste, sau sunteți indeciși între niște persoane, dar oricum ar fi, sunteți ținuți pe loc, adică trebuie să luați decizia. Parcă un prieten sau cineva vine și vă spune niște lucruri, vine și vă ajută. Această persoană de care voi ați întrebat, să știți că discută cu un prieten care se află și acesta într-un blocaj și apoi văd că vine către voi, face un drum îndepărtat sau face o schimbare mare. Cineva își ia zborul, cineva pleacă și apoi văd că lucrurile se clarifică. Această persoană se află într-un final sau auziți de un final, ceva se încheie și voi încă nu știți. Aveți pe cineva care vă este destinat, nu știu, e cineva care nu vrea să plece din relația cu voi sau nu vrea să vă lase în pace. Sunt persoane vechi care țin foarte mult la voi, care se simt foarte atrase de voi. Mai văd o femeie care nu vrea să plece de undeva, dintr-un loc frumos. Poate sunteți voi, poate e vorba de altă persoană. Cineva care este foarte ancorat, foarte ancorată. Această persoană e cu ochii pe voi, vă spionează pur și simplu. Nu știu cum, dar ceva face. Ceva ce vi se ascunde în legătură cu un cuplu. Acest prieten, să știți că poate avea legătură cu un copil, ori e copilul vostru, ori e copilul altcuiva. E o persoană care o să vă schimbe destul de mult viața aici. Care ține la voi, care parcă nu vă arată așa pe față că vă este prieten, că vă este prietenă. Și aflați un secret prin această persoană, un secret care ține de un drum. Cineva vă ascunde faptul că vrea să se mute, vrea să-și cumpere o casă, vrea să cineva pleacă. Și voi o să aflați acest aspect. Momentan nu vedeți norocul de nori. Sunt nori, viața e înnorată.
Dacă sunteți femeie, văd că sunteți foarte stabilă, da? Sunteți foarte stabilă, aveți un noroc foarte mare, dar care este întunecat? Vreau să văd de ce este întunecat. Este întunecat de o femeie, uitați. De o femeie sau de niște femei care ori au planuri pentru o moștenire, pentru niște bani, cineva care vrea să rămână cu ceva. Cineva care se mulțumește cu puțin, care acționează, știu eu. Dar această persoană o să treacă printr-o transformare foarte mare, adică o să piardă ceva sau o să se finalizeze ceva anume în alte cazuri. Parcă voi stați aici și așteptați, vedeți când e timpul, când se petrece, da? Vine cineva către voi. Haideți să vedem puțin. Da, dacă sunteți într-o relație cu cineva, această persoană foarte greu se va mișca din poziția în care se află. Nici pe voi nu vă lasă în pace, nici în altă parte nu merge. E o persoană care stă lângă un loc care este cu apă sau lângă o apă. În alte cazuri este o persoană mai ascunsă, o persoană care vede lucrurile mai profund, mai sensibilă. Poate această persoană încă nu are o imagine clară față de voi. Sau are niște probleme cu un copil. Hai să vedem ce informații aflați voi aici. Parcă aflați că ceva s-a încheiat sau ceva se încheie, dar totuși mai aveți de așteptat. În alte cazuri, să știți că cealaltă persoană consideră că relația s-a cam răcit, dar văd că voi veți afla niște informații, da? Sau probabil această persoană o să vă scrie ceva, o să vă spună ceva. Și chiar se gândește serios să se îndepărteze de voi sau chiar să schimbe lucrurile la 180 de grade. Mai vreau niște cărți aici pentru voi. Primiți o scrisoare. Ia uitați, nu vă spune, dar vă pregătește o scrisoare. Sau cineva trebuie să semneze ceva. Hai să vedem care e finalul. Un e-mail, un mesaj, ceva ce primiți voi aici. Wow! Și în unele cazuri, să știți că toată această poveste se poate finaliza cu o petrecere, se poate finaliza cu o bucurie, cu o căsătorie, cu un noroc mare pentru voi și cu ceva stabil, o relație cu multă pasiune. Această persoană vă pregătește ceva, dar parcă încă nu este sigur, nu este sigură, parcă vrea să mai analizeze lucrurile. Posibil ca în urma discuției pe care o are cu un prieten să-și dea seama că lucrurile nu prea funcționează așa și să-și dea seama că e cazul să acționeze. E ca și cum vine cineva și îi curăță mintea. Da, ceva se încheie. Deci, această poveste care este în momentul de față, să știți că se încheie și această persoană face tot felul de demersuri, mai ascunse, mai discrete, mai altfel. Parcă totul se finalizează în secret sau într-un mod mai aparte. Vreau să clarific puțin acest blocaj aici. Da, e un blocaj care ține de o femeie sau cineva care nu îndrăznește să vină către voi. Are legătură cu mutarea unei persoane, ia uitați, dar de care momentan nu vă spune. Parcă această persoană urmărește fiecare gest pe care îl faceți, va ascunde niște secrete, repet, care țin de mutarea cuiva. Care țin de o distanță, de un drum, de un copil. Deci aici nu, deci evită să vorbească despre așa ceva. Ceva s-a rezolvat, dar momentan nu vă spun.
Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Avem zodia Pești, Capricorn, Săgetător, Rac, Vărsător, Scorpion. Gemeni, Leu. Posibil Balanță. Fecioară. Și cam atât. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar dacă vreți, vă mai invit cu drag și la o altă citire. Să aveți o zi sau o seară binecuvântată!